O tumoră complicată de pe creierul unui pacient de 54 de ani a fost înlăturată cu succes la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din capitală. Intervenția chirurgicală a fost efectuată de o echipă internațională de chirurgi, cu ajutorul unei tehnologii performante. Medicii de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie au fost asistați de doi doctori cu renume din Japonia și Marea Britanie, cel din urmă fiind un compatriot de-al nostru. Noi acum găsim care ar fi calea cea mai rațională pentru a ajunge la procesul bolnăvicesc la tumoră, care e calea cea mai scurtă, cea mai sigură pentru pacient. Pacientul Valeriu Ghizdar din Ungheni suferea de dureri puternice de cap de mai bine de jumătate de an, iar în ultimul timp acestea aproape că nu mai încetau. În urma investigațiilor s-a depistat că are o tumoare pe creier. Mi-a dat îndreptare încoace și la domnul Zapoxu și el m-a consultat cu dâns și a văzut ce e problema și el a zis că trebuie de urgent de operat. O bucurie mare, o speranță mare. Rar când se întâmplă așa, să te opereze așa profesori. Să fie într-un ceas bun și să venim acasă sănătoși. Acasă îl așteaptă nepoții, copiii, frații, surorile. Sperăm că nu ne va fi, nu numai la noi, dar va fi și la ceilalți oameni care o să apeleze. Echipamentul de ultimă generație de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie permite efectuarea unor operații complicate. Trebuie să fuzionăm imaginea preoperatorii cu poziția pacientului pe masă de operație. Există o cameră care o să privească pacientul. Medicii moldoveni au fost ajutați de doi neurochirurgi cu renume. Unul este un compatriot de al nostru care este stabilit de aproape 20 de ani în Marea Britanie, iar cel de al doilea este profesor de universitate din orașul Matsumoto din Japonia. Sunt pentru prima dată în Republica Moldova și am o mare plăcere să muncesc alături de medicii de aici. Tehnica din Japonia este similară cu ceea ce se face aici. Microscopul este același. Capacitatea de a face ceva este similară și în țara voastră. Prin această intervenție nu vrem să lizăm niște funcții importante ale creierului. Funcție vizuală, funcție vorbirii, funcție mișcării. Și asta este rolul nostru. Noi încercăm ca orice medic, ca orice chirurg să minimalizăm aceste riscuri, să ajutăm acest pacient care este într-o mare suferință. Echipa de medici a fost condusă de profesorul universitar Grigore Zapuhlăh, directorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie. Dintr-un noroc, în cadrul Săptămânii Medicale Balcanice, noi avem acești doi colegi. Marcel Vanov este un expert internațional în domeniul imagistici intraoperatorii, ultrasonografie intraoperatorii, neuronavigație și având echipament de ultimă oră. Domnul Goto este specialist în neurofiziologie intraoperatorii. Anual, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din capitală, sunt efectuate în jur de 400 de operații neurocerebrale.